nici n-ai ajuns bine acasă, că te-ai pus pe treabă, ai început să pregătești aici, să faci curățenie în curte. Ai și tu partea ta de treabă acasă, nu? Întotdeauna mi-a plăcut să mă implic, fiindcă casa e ceva care este un refugiu pentru mine. Și când văd de la poartă câte ai de făcut una, două, trei, nu mai răsfrâng mânecile deodată la treabă. Asta e viața. Și mai ai de plecat prin oraș, mai ai treabă? Da, voi pleca de acum la aeroport, o duc pe soacra că pleacă în America la fiica aici mică. În timp ce Teodor gospodărește prin curte și pleacă să-și ducă soacra la aeroport, Marina pregătește un speech pentru o conferință în Thailanda, acolo unde călătorește cu firma la care lucrează. Însă nu pleacă singură, o însoțesc soțul și mezinul, astfel că transformă deplasarea într-o vacanță romantică pe care nu a mai avut-o de foarte mult timp. Dar până la vacanța romantică, să revenim cu picioarele pe pământ, căci copiii încep să se întoarcă de la școală. Aia, ce prima! Ce oră? Ora 12:50. Bravo! Cum a fost așa? Se pare? Nu ai venit! Păi, la ora asta se vine de la școală, așa mult. Stai tu la școală? Da. Da? Ce ai făcut astăzi la școală? Cum a fost? Bine. Ai fost cu minte? Da. Ai luat și note? Da. Nota nouă. A, ce? La limba română și la limba. Bravo! Hai că te așteaptă mama cu mâncare. Bună! Cum a fost la școală? Bine. Ai fost cu minte? Da. Ai luat note? Da. Ce note? 10. La ce? La tot. Fiecare în parte se descurcă să își pună din mâncarea deja pregătită de Marina, iar apoi știu cu toții ce au de făcut. Temele. Cei mari nu au nevoie de ajutorul părinților, astfel că Marina continuă să organizeze lucrurile care sunt încă în cutii, până când vin și micuțele de la grădiniță. Îmi place să organizez eu prima și după aia au ei grijă. De obicei ei au grijă, copiii, și noi avem... Eu să le fiu lor dădacă sau... Iată, uite aici. Mai verific ce trebuie la spălat. Ce alt sfat ai avea pentru mămicile care au 2-3 copii sau mai mulți? Așa, ca de la mămică la mămici. Să aibă să facă regim copiilor, da? Să nu lase, uite, hai că mie mi-e mai comod, hai să-l alăptez noaptea din pat, da? La orice oră, ca el, dacă el plânge sau e mai morocănos, hai să iarăși să-l alăptez, iarăși, deci îi faci un haos în regim, în viața lui și el cu asta se obișnuiește. Și atunci tot ele se plâng că uite, nu reușesc, că sunt obosite și copilul plânge, cum să-l dezvăț. Deci nu, mai bine decât să-l dezvăț, mai bine previi. Deci asta ar fi primul sfat. Și atunci când are nevoie de ajutor, simte că are nevoie, evident, apelează la extern. Deci să delegheze sau, evident, să se implice. Ceea ce faci și tu când simți nevoia. Da, să se implice soțul mai mult. Mai mult, că soțul e același părinte ca și mama. Nu mama trebuie să facă toate lucrurile, știi cum. Asta e părerea mea. De ce l-a făcut toate temele de 5? Nu te spală mânuțele și mămin că ți-am trebuit acolo, bine? Hai. Așa, Malvina. Malvina e o fată foarte organizată. La ea tot e impecabil mereu. Și le aranjează în geantă, ideal. Ai o carte nouă? Da. Wow. Te aripile cuvintele. Și îi verific. Ea mai rămâne la program prelungit la școală și iată, are și nouă. La ce faci acum, temele? Ai nevoie de ajutor? Hai că te descurci. Și Manuela. Emanuela, pe tine nu te-am văzut la ochișori astăzi. Bună ziua! Ce faci? Foarte bine, tot doar am venit de la colegiu. A fost o zi destul de încărcată pentru mine. Și mănânci și... din mers, da. E destul de interesantă. De ce? Ce s-a întâmplat? Am învățat multe lucruri noi, m-am adaptat cu mai multe lucruri. Spre exemplu, astăzi am avut prima lecție de informatică. Nu aș putea spune că este una destul de ușoară, însă interesantă. Au venit fetele de la
grădiniță, Doamne, toată ziua v-am așteptat. Da. Cum a fost la grădiniță? Bine. Da? Ce? V-ați jucat? Mm-mm. Ați învățat lucruri noi? Mhm, uh-huh. Da, la Eugenia. Bravo! Și ce ai învățat tu acolo, Rate? Da. Litere ce? Și cuvinte. Mhm. Uh-huh. Și ce litere ai învățat tu astăzi? Care? Alfabetul. Alfabetul, da. Și dar... tu, Mia? Da. Tu, Mia? Ce ai da. Făcut? Ai fost cu minte la grădiniță? Da. Copilași! Tadeu, Valdina, v-ați făcut lecții de acolo, da? Atunci plecăm la primare puțin în parc. Bine? Hai, piciorul, piciorul, piciorul. Da. Așa. Da, după aia, dacă vă mă dați, îți facem și saună. Bine? Părgălaș, Eugenia, Mateo, Tadeo. Mia, se referă la tine. Cei mai mari au grijă de cei mai mici. Ne-am înțeles? Dar eu singură. Manuela de Mia. Mateo de Tamia, Tadeo și Malvina știe de... aveți grijă de unul singur, bine? De voi singur, ne-am înțeles? Plecăm pe dreapta și ne uităm la automobile. Până în parc e spațiu de metri. Dragilor, vreau să știu de la voi ce vă determină pe voi să fiți mereu așa cu energie și cu chef de a face atâtea activități cu copiii. Cine îmi spune? Atunci când iubești copiii, atunci niciodată nu obosești, fiindcă vezi roadele în ei. Și dacă o faci pentru ei, Dumnezeu îți dă și energie și la 30, la 40 și chiar la mie după 50. Ce frumos, tu? Evident că e obositor pentru unii, poate ar părea că, na, că iubești copiii, dar oricum obosești, nu există. Dar oboseala asta e foarte plăcută. Adică te uiți la ei și primești plăcere chiar ai de la viața pe care tu ai creat și te uiți, uite ce mari sunt, erau așa micuți. Pentru mine e ceva extraordinar. E o viață care nu mi-am imaginat-o, dar uite că o am. S-au întors acasă și și-au împărțit atribuțiile din nou. În timp ce Teo veghează distracția copiilor la piscină, Marina pleacă la magazin însoțită de Tadeo și împreună pregătesc cina pentru întreaga familie. Deci e o întreagă desfășurare de forțe aici în familia Cârnaț. În timp ce se gătește cina, fetele contribuie și ele ajută, aduc linguri, farfurii, o ajută pe mama. Manuela cântă la pian, băieții încă sunt în piscină și la saună, se joacă, nu se mai satură. Da, cine își usucă părul, se îmbracă în pijama. Se aranjează, se fac frumoase, nu-i așa? Așa, și s-au pregătit deja de somn. Deci, așa cum am spus, o adevărată desfășurare de forțe, dar într-o ordine așa. Doamne, să mulțumim pentru astfel de copilaș, care sunt atât de ascultători și nerăbdători să mănânce bucate în umane. Doamne, îți mulțumesc pentru astfel de soție care îmi frumusețează, care îmi face viața mea să fie fericită. Doamne, fă tot posibil ca astfel de zile să se mulțească mii și mii la noi în familie, cât și în familiile tuturor românilor, deoarece Tu ești Domnul Dumnezeu nostru, Tu ești binecuvântarea noastră. În numele Lui Iisus, amin. Amin. Noapte bună, Mari!